Supranumit și Nicula Țibleșului, așezământul monahal din localitatea Dobric, județul Bistrița-Năsăud, a primit astăzi binecuvântare arhierească. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârșit liturghia darurilor înainte sfințite. La Sfânta Liturghie a Darurilor Înainte Sfințite, oficiată în Biserica Nouă a Mănăstirii Sfântul Evanghelist Luca, au participat și oficialități locale și centrale. La finalul slujbei, înalt preasfințitul părinte Andrei a vorbit despre postul integral. Am zis că în scurtul nostru cuvânt de învățătură vom aborda postul integral. Toată lumea știe că suntem în post, chiar dacă nu postesc unii, știu ce presupune postul. Presupune abținerea de la mâncărurile de natură animală. Dar postul trebuie să fie integral. Și de aceea, una dintre cântările de atunci de când am intrat în post zice așa: să postim precum de bucate, așa și de toată răutatea, auziți? Desfătându-ne cu virtuțile Duhului, întru care petrecând cu dragoste, să ne învrednicim toți a vedea preacinstită patima lui Hristos săptămâna viitoare și Sfintele Paști duhovnicește bucurându-ne. Misiunea Mănăstirii Dobric nu este numai una intramuros eclesia, adică în interiorul zidurilor bisericii și a zidurilor ei ca centru monahal, ci și extramuros eclesia, adică în afara zidurilor ei, în afara zidurilor bisericii, acolo unde lumea de astăzi are nevoie de puterea exemplului, de puterea imaginii prin care un călugăr de foarte multe ori propovăduiește și vorbește chiar dacă tace. Cu prilejul zilei de naștere a Stavroforei Veronica Coțofană, stareța mănăstirii, înalt preasfințitul părinte Andrei a oferit o icoană cu Maica Domnului Prodromița. Din partea așezământului monahal, ierarhul a primit o icoană a Maicii Domnului Pantanasa. Astăzi trăim o mare bucurie, cu toate că suntem în postul mare, cel mai mare post al creștinătății, trăim bucurie pentru că s-a săvârșit Sfânta Liturghie Înainte Sfințită de către înalt preasfințitul nostru, mitropolit și arhiepiscop Andrei. Și nu numai această bucurie este, ci și bucuria de a avea prietenii noștri, bunii credincioși, la biserică și a sărbători această binecuvântare împreună. Slujba de astăzi a fost înfrumusețată de pricesne.